Superliga vă este prezentată de Superbet. Ultimul meci al etapei se joacă la Ovidiu, unde Farul încearcă să iasă din situația critică în care se află de vreo 3 etape, interval în care a câștigat un singur punct, acea remiză 1-1 acasă cu Dinamo. Trupa lui Hagi e la retrogradare după 13 etape, iar runda trecută a suferit una dintre cele mai severe înfrângeri din ultimii ani, 0-5 în Giulești. O, ce fază bună face Ali Bek. Lansare pentru Grigorian, pe flancul opus, vine de Rulața, gol! Grigorian face 1-0 după ceva mai mult de 5 minute, o pasă excelentă dată de Ali Bek. Și Grigorian dă al patrulea său gol în acest sezon, repet, după ce stagiunea trecută n-a reușit să înscrie niciodată. Încântător Ali Bek. Pasa de excepție, de fotbalist, nu de jucător de fotbal, dar și până la pasă, felul în care s-a descurcat lângă cei doi adversari a fost de-a dreptul remarcabil. Zâmbeci pe echipul lui Gică Popescu. Iată-l pe Ali Bek depășind doi adversari și trimițând o pasă de mare jucător. În egală măsură, încheierea de fază din partea lui Grigorian. Bun. Sigur. Șut tare pe sus. Cam la colțul scurt, dar nu. E o poziție din care nu putea face mare lucru Laurențiu Popescu. Într-adevăr, Ali Bek face ceea ce trebuie să facă un fotbalist mare. Iese dintre doi adversari, accelerează și apoi pasează ideal. Sorin Costrei în cabina VAR. Și iată acum răspunsul lui Ivan cu o pasă în zonă centrală. Alunecă și mingea, aproape că șterge bara, alunecat vână la șutul. Nu știu dacă era Scriciu, nu, era Uri. Da, Uri a tras periculos. Iată aici, încă o dată faza. Alunecă vână exact când nu trebuia. Apoi s-a temut ca nu cumva să atingă mingea cu mână. Da, da. Iată-l pasând pentru Ali Bek. Da! Din prima, asta era mișcarea singura care îi putea da o perspectivă acestei faze. Ali Bek face un 2 cu adversarul, că era Padel. Vom vedea la reluare și apoi trage fără milă. Trage și cred că și asigură locul în națională pentru următoarea dublă echipei. Gol și pasă de gol. Debut perfect pentru Farul, debut perfect pentru Ali Bek. Minutul 12. La fel și Grigorian. A marcat și pasa acum de la el a venit. Fii atent. Uite-l. Da. Ce bine dă. De lângă Scriciu. A dat. Scriciu a avut ghinion. El s-a retras cu Ali Bek. Îl lovește aici mingea atinsă cu călcâiul de Ali Bek. Și Ali Bek știe că n-are cu cine să combine. Nu are altă perspectivă decât să termine el faza. Iar având mingea pe stângul, e letal. Ghidonează perfect mingea. Îi dă un pic de efect, dar nu prea mult. Un pic de efect cât să prindă poarta, dar să fugă de portar. E jocul ideal pentru formația lui Hagi. Se descotorosește Ali Bek de om, așteaptă Radaslavescu, Ali Bek! Încercând să găsească dubla și merita. E, ăsta este jocul cu care Farul a câștigat titlul. Ce ușor a trecut de Badei, puternicul jucător croat, depășit, fără să clipească de Denis Ali Bek. Dezlănțuit Ali Bek. Vână, mută bine jocul. A fost Ganea. Oh! Oh, ce ocazia lui Ali Bek. Nu se poate să nu remarcăm pasa de excepția lui Kasap.
Frumos, Uri, faultat. Lasă avantaj, lasă avantaj. Da, lasă avantaj. Și va fi eliminat. Vână gata. Eliminat, minutul 48. Și vor urma o minut extrem de grele pentru grupa lui Hagi. O victorie de cap frumoasă. Și când dăm să se bată cornerul, Carlos Mora a dat capul, vinge sub bară, scoasă în corner însă de Buzbuc. Bancu. Au, ăsta e penalti. Sigur. Parcă am auzit zgomot de șut în minge. Nu, lovește pe Bayram. Era să o apere. Buzbuchi s-a dus pe minge. Se ocupe sub el. Șut tare. N-a avut timp să se culce. Șutul a fost tare. E 2-1 și Craiova e din nou în cărți. Ghinionis Buzbuchi. O atinge cu cotul. Hai, strigă Gâlcă. Craiova are un om în plus. Da! Ce gol marchează Gustavo! Pasă de gol al lui Rada Slavescu. 3-1. O victorie de teatru. Craiova cu un om în plus ia gol din corner. Gustavo Marins a o eroare gravă de marcaj. Este fix primul gol pe care îl reușește brazilianul în al treilea sezon al său la Farul. Îl scapă Maldonado. Nu doar că îl scapă, se și apleacă în fața lui. Dar neînțeles poziționarea lui Maldonado, stoperului Craiovei. Drumul la minge, mingea a trecut și pe la Cicâldău apoi. Bancu. Penalti. Din nou penalti la driblingul lui Ivan. Asta am văzut și eu în direct, la fel ca el. Ia, asta e. Da. Da. A văzut bine Bărsan. Foarte bine. Uri. Tot acolo și apără Buzbuchi, continuă faza. Ratare! Încă o dată! Uri trimite alături, poartarea goală. Uri a bătut prost și primul penalti, la fel îl bate și pe acesta. Atâta doar că la prima lovitură de la 11 metri, Buzbuchi n-a avut noroc. Au, ce autogol era, fii atent! Culmea e că și de data asta mingea era să-l atingă în cot pe Buzbuchi și să treacă pe sub el, așa cum s-a întâmplat la primul penalti. Da, îți dai seama ce dispută de ordin psihologic exact între cei doi. Pasează cu răbdare Craiova, alternează flancurile. Minge care ajunge la Cicâldău, scoate de sub bară din nou Buzbuchi. A fost ajutat Buzbuchi. Mingea lui Cicâldău l-a atins și pe Sârbu. A fost greșeala lui Bălașa. Bălașa a dat pe lângă minge și așa s-a creat această situație. Ia, l-atinge? L-atinge, da. L-atinge și asta atenuează din forța loviturii. Cred că i-a schimbat și direcția. Farul n-a avut probleme să respingă atacurile acestea ale Craiovei. Paradela, șut bun, frumos, gol! Gol marcat de Olteni prin Paradela, 3-2!
Trebuie să intervină arbitrul. Bine, în mod natural, tradițional, mingea trebuie dusă la centru de echipa care a primit golul. Da, asta este și explicația pentru care Paradela primește galben. Asta spun, tradițional, echipa care încasează gol duce mingea la centru, e mingea lor. Găsește frumos locul Paradela. Nicolas Popescu a intrat târziu la el. A intrat târziu și parcă s-a ferit. Da, parcă se apleacă. Se întoarce cu spatele.